Bună ziua, dragele și dragi ascultători! Mă bucur să ne reauzim. Astăzi vom discuta despre congruența triunghiurilor dreptunghice. Înainte de a trece la cazurile de congruență ale triunghiurilor dreptunghice, vom stabili ce presupune acest, această formulare. Congruența triunghiurilor dreptunghice. În figura prezentată mai jos, sunt desenate două triunghiuri dreptunghice, ABC și A prim B prim C prim. Observăm că fiecare latură a acestor două triunghiuri este colorată în mod diferit. Astfel, cateta AC cu cateta A prim C prim sunt verzi. Acest lucru denotă faptul că ele sunt congruente. Dacă suprapunem cele două imagini, o să observăm că lungimea laturilor, tuturor celor trei laturi, nu numai ale catetelor AC și A prim prim, este aceeași. Apoi, cateta BC și B prim catetele albastre, sunt și ele congruente. Și ipotenuza AB și respectiva prim B Reprezentate cu roșu, sunt congruente. Unghiurile drepte sunt unghiurile C și respectiv C'. În concluzie, și ele vor fi congruente. Iar unghiurile ascuțite, unghiurile roșii A și A, au aceeași măsură și, evident, că și unghiurile B și B vor avea aceeași măsură, de ce am spus evident, întrucât unghiurile C și C' sunt drepte, deci suma unghiurilor AB și respectiv A prim B este egală cu 90 de grade. Dacă știm că A și A sunt congruente, evident că și B și B vor fi congruente. În concluzie, Cazurile de congruență ale triunghiurilor dreptunghice, spre deosebire de cazurile de congruență ale triunghiurilor oarecare, necesită doar două elemente congruente, tocmai datorită faptului că unghiurile drepte vor fi din ipoteză congruente, da? Întotdeauna la, triunghiurile, la cele două triunghiuri dreptunghice vom avea o pereche de unghiuri egale cu 90 de grade, deci o pereche de unghiuri congruente. În concluzie, elementele celor două triunghiuri din imagine sunt toate egale două câte două. Vom începe să prezentăm cazurile de congruență ale triunghiurilor dreptunghice. Caz de congruență a două triunghiuri dreptunghice este cazul catetă-catetă, notat CC. Da? Simbolul de la catetă. Astfel, două triunghiuri dreptunghice care au catetele respectiv congruente vor fi congruente. În concluzie, ce știm în triunghiurile desenate mai jos? Păi știm că unghiul C cu unghiul C prim sunt congruente datorită faptului că ele au 90 de grade. Și mai știm că cele două catete, respectiv AC și A prim C prim, și BC și respectiv B prim C prim, sunt congruente. În concluzie, cazul catetă-catetă poate fi asemănat cu cazul latură-unghi-latură -latură învățat în tutorialul anterior de la congruența triunghiurilor oarecare. Însă, repet, nu avem nevoie de cazul -unghi latură unghilatură, deoarece știm că unghiul C și C' respectiv sunt de 90 de grade. Astfel, cele două triunghiuri ABC și A'B'C' sunt congruente. Vă voi atrage din nou atenția, și aici, la ordinea de scriere a literelor. Întotdeauna corespondența trebuie să fie corectă. Deci avem unghiul C și unghiul C prim de 90 de grade. Dacă pe C l-am pus pe ultima poziție, și pe C prim va trebui să-l pun tot pe ultima poziție. Apoi avem că cele două catete AB și AB sunt congruente. Da, vedeți? AB și A prim B Trebuie să stabilim corespondența. Și cateta AC cu A prim C adică A și C, respectiv A prim și C vor fi așezate pe prima și respectiv pe ultima poziție în scrierea corectă a congruenței celor două triunghiuri. Următorul caz de congruență este cazul catetă unghi. Notat simbolic, C U după cum observați. Ce presupune acest caz? Acest caz presupune faptul că în două triunghiuri dreptunghice, dacă avem o, catete, o pereche de catete congruente și o pereche de unghiuri ascuțite congruente, atunci cele două triunghiuri dreptunghice vor fi congruente. În cazul nostru. Știm că triunghiurile sunt dreptunghice, deci unghiul C cu unghiul C prim sunt de 90 de grade. Avem două catete congruente și respectiv catetele albastre, BC și B prim C prim. Bineînțeles că puteau fi catetele AC și A prim C prim, nu are importanță. Și unghiul ascuțit. Acum, unghiul B cu unghiul B prim. Însă de asemenea, aici, da, am scris unghiul B cu B prim, putea fi congruent și unghiul A cu A prim. De ce? Păi dacă unghiul A era congruent cu unghiul A prim, da? Dar unghiul C cu C prim sunt împreună 90 de grade. Asta înseamnă că unghiul A plus unghiul B este egal cu unghiul A prim plus unghiul B prim și este egal cu 90 de grade. Din astea două, va rezulta faptul că și unghiul B va fi congruent cu unghiul B prim. Deci, într-adevăr, în cazul de congruență catete-unghi, trebuie să fie cateta și unghiul ascuțit corespunzător acestei catete. Însă, dacă ipoteza ne dă celălalt unghi, adică exact cum am scris aici A cu A prim, noi putem deduce imediat, din faptul că unghiurile sunt complementare, că și celelalte perechi de unghiuri ascuțite și cealaltă pereche de unghiuri ascuțite va reprezenta unghiuri congruente. Așadar, cazul catetă-unghi implică congruența a două catete și a, unui, a unei perechi de unghiuri ascuțite, indiferent care sunt acestea. Cazul 3 de congruență a triunghiurilor dreptunghice este cazul ipotenuză-unghi. Acest caz presupune faptul că dacă două triunghiuri dreptunghice au ipotenuzele congruente și câte unul dintre unghiurile ascuțite, respectiv congruente, ele vor fi congruente. Așadar, unghiul C cu unghiul C prim sunt de 90 de grade deoarece triunghiul este dreptunghic. Ipotenuzele AB și A prim B sunt congruente și oricare dintre unghiurile ascuțite. Da? De exemplu, unghiul B cu unghiul B Evident că și unghiul A cu A prim vor fi congruente conform explicației anterioare. Unghiul A și unghiul B reprezintă pereche de unghiuri complementare. Și dacă unghiul B cu unghiul B sunt congruente, atunci și unghiul A cu A prim sunt congruente. Așadar, conform cazului ipotenuză unghi, triunghiurile ABC și respectiv A B, B C prim C prim vor fi congruente. Și al patrulea caz de congruență a triunghiurilor dreptunghice îl reprezintă cazul catetă ipotenuză. Adică, dacă două triunghiuri dreptunghice au câte o catetă și respectiv ipotenuzele congruente, atunci ele vor fi congruente. Unghiul C. Cu unghiul C prim sunt de 90 de grade deoarece lucrăm în triunghiuri dreptunghice. Ipotenuza AB este congruentă cu ipotenuza A prim B Și cateta BC este congruentă, de exemplu, cu cateta B prim C În concluzie, Conform cazului ipotenuză catetă, cele două triunghiuri, ABC și ABC, prim, 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 vor fi congruente. Acest caz uh, nu are uh, cum să spun legătură directă cu cazurile de congruență ale triunghiurilor oarecare, însă această legătură o putem deduce foarte ușor uh, cu teorema lui Pitagora, de exemplu. Noi știm că ipotenuza la pătrat este suma pătratelor catetelor. Păi dacă ipotenuzele sunt congruente și cele două catete din imagine, BC și BC, sunt congruente, conform teoremei lui Pitagora, și catetele AC și AC vor fi congruente. În concluzie, avem toate cele trei laturi congruente. Deci, acest caz are cumva corespondent în cazurile de congruență ale triunghiurilor oarecare, cazul latură, latură, latură. Acestea fiind spuse, am prezentat toate cele patru cazuri de congruență ale triunghiurilor dreptunghice. Sper că lucrurile sunt clare, înțelese și au rămas în Căpșorul vostru, în acela numit matematică. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept cu drag la tutorialele în care vom rezolva împreună probleme cu congruențe de triunghiuri, oarecare și respectiv dreptunghice. La revedere!